Salutare și bine v-am găsit la o nouă lecție. Vom discuta despre ecuații matriciale. Vă voi prezenta tehnica de rezolvare a ecuațiilor matriciale de formă. Deci dacă avem o ecuație matricială de formă AX egal cu B, vom avea X egal cu A la minus 1 ori B. Asta înseamnă că mulțim la stânga cu A la minus 1. Și vom avea x egal cu, prima dată punem pe a la minus 1, ori b. Apoi, următoarea formă, dacă avem x ori a egal cu b, rezultă că x va fi egal cu b ori a la minus 1. Asta înseamnă că vom înmulți la dreapta cu a la minus 1. Iar dacă vom avea a ori x ori c egal cu b, asta înseamnă că vom înmulți la stânga cu a la minus 1 și la dreapta cu c la minus 1 și va rezulta a la minus 1 ori b ori c la minus 1. Condiția este ca aceste matrici A, B și C să fie matrici pătratice inversabile. Altfel nu vom putea rezolva aceste ecuații matriciale. Haideți să vedem concret pe un exemplu cum putem rezolva o ecuație matricială. Deci noi avem o ecuație de formă x ori a egal cu b. Iar de aici rezultă că x va fi egal cu b ori a la minus 1. Asta înseamnă că am înmulțit la dreapta cu a la minus 1. Iar acum va trebui, haideți să notăm cu A matricea 3, minus 2, 1 și 1, iar matricea B este minus 5, 5, 14 și minus 1. Pentru a rezolva această ecuație matricială, adică X egal cu B ori A la minus 1, va trebui să aflăm inversa matricei A. Pentru a afla inversa matricei A, trebuie să respectăm toți pașii. În link vă voi lăsa video-ul cu aflarea inversei unei matrici. Haideți să vedem. Condiția ca o matrice să fie inversabilă e ca determinantul acestei matrici să fie diferit de 0. Haideți să facem determinantul lui A. Asta înseamnă determinant de 3 minus 2, 1 și 1. Va fi egal cu, mulțim pe diagonala principală, 3 ori 1, iar apoi punem minus și mulțim elementele de pe diagonala secundară, adică minus 2 ori 1. Și rezultă 3 plus 2. Deci avem 5. Este diferit de 0, rezultă că matricea A este inversabilă. Iar de aici vom urma următorii pași. Vom face A transpus. Asta înseamnă că inversăm liniile cu coloanele. Haideți să vedem, avem coloana 3, 1, o vom pune pe linie 3, 1 și coloana minus 2, 1 o vom pune tot pe linie și am obținut 3, 1, minus 2, 1. Iar acum va trebui să aflăm elementele matricei adjuncte, adică A steluță. Matricea adjunctă, ale cărei elemente reprezintă complemenții algebrici ai elementelor matricei transpuse A. Haideți să vedem cum aflăm. Ne uităm la matricea transpusă A și vom scrie delta de 1 și 1, adică primul element. Asta înseamnă minus 1 la puterea 1 plus 1. Ori, deci suntem la 3, deci pe primul element și îl tăiem pe linie și pe coloană, pe coloană și pe linie. Și obținem 1. Deci minus 1 la puterea 1 plus 1 ne va da semnul, este pozitiv, deci am obținut 1. Acum vom merge la delta de 1 și 2, prima linie, al doilea element. Da? Asta înseamnă că suntem aici. Vom tăia linia lui și coloana. Și obținem minus 1 la puterea 1 plus 2 ori minus 2. Minus 1 la 1 plus 2 este minus și minus 2
vom obține plus 2. Acum vom merge la a doua linie, primul element. Deci vom fi aici. Vom tăia coloana și linia și vom obține minus 1 la puterea 1 plus 2 plus 1 ori 1. Asta înseamnă minus 1. Iar acum, pentru delta 2 și 2, ultimul element, vom scrie minus 1 la puterea 2 plus 2. Asta înseamnă că suntem aici, îi tăiem linia și coloana și obținem ori 3. Deci așa obținem elementele matricei adjuncte și le vom pune în ordine. Deci elementele matricei adjuncte sunt 1, 2, minus 1 și 3. Iar acum vom scrie formula lui A la minus 1. A la minus 1 este 1 supra-determinant de A ori A steluță, ori matricea adjunctă. 1 supra-determinant de A, deci determinant de A am obținut că este 5, adică 1 pe 5 ori matricea adjunctă 1, 2, minus 1, 3. Lăsăm de forma aceasta. Iar acum, haideți să-l aflăm pe X. X, am zis că este egal cu B ori A la minus 1. Adică X va fi egal cu matricea B, o vom scrie, minus 5, 5, 14 și minus 1 ori A la minus 1, 1 pe 5 ori 1, 2, minus 1 și 3. Ce vom putea face este să lăsăm pe 1,5 în față și să mulțim cele două matrici, B și A la minus 1, pentru a avea calcule mai ușoare. Și vom obține 1 pe 5 ori. Ca să mulțim cele două matrice, va trebui să mulțim linie cu coloană pentru fiecare element. Haideți să scriem detaliat. Deci vom avea prima linie cu prima coloană, adică minus 5 ori 1 plus 5 ori minus 1. Apoi urmează prima linie cu a doua coloană, minus 5 ori 2 plus 5 ori 3. Apoi a doua linie, prima coloană, 14 ori 1 plus minus 1 ori minus 1. Iar apoi 14 ori 2 plus minus 1 ori 3. Și matricea X va fi egal cu 1 supra 5 ori, vom face calculele. Minus 5 minus 5 obține minus 10. Apoi minus 10 plus 15 vom obține 5. 14 plus 1 vom obține 15. Iar 28 minus 3 vom obține 25. Iar apoi, matricea X, deci rezultă, matricea X va fi egal cu, vom mulți 1 pe 5 cu fiecare element. Și vom avea minus 10 pe 5, care este minus 2. 5 pe 5 ne va da 1, 15 pe 5 ne va da 3 și 25 supra 5 ne va da 5. Aceasta este matricea pe care trebuia să o aflăm. Haideți să vedem următorul exemplu. Deci avem o ecuație de forma A ori X ori B egal cu C. Și asta înseamnă că X va fi egal cu A la minus 1 ori C ori B la minus 1. Deci am înmulțit la stânga cu A la minus 1 și la dreapta cu B la minus 1. De data aceasta va trebui să aflăm inversa matricei A și inversa matricei B. Haideți să scriem matricile. Deci matricea A este 3, 2, 4 și 3. Iar matricea B este 4, 1, 5 și 1. Iar acum, pe rând, vom face inversele celor două matrice. Și vom avea
Haideți prima dată să facem determinantul lui A. Deci ne ocupăm de matricea A. Determinant de A este egal cu 3, 2, 4 și 3. Mulțim pe diagonala principală minus diagonala secundară. Și am obținut 9 minus 8, 1. Este diferit de 0, rezultă că matricea A este inversabilă. Deci vom face A transpus. Inversăm liniile cu coloanele. Că 3, 4, 2, 3. Și vom afla elementele lui A, steluță, matricea adjunctă. Deci ne uităm la A transpus și vom face delta de 1 și 1. Vom scrie minus 1 la puterea 1 plus 1. Deci suntem pe primul element, îi tăiem linia și coloana și obținem 3. Și asta înseamnă 3. Delta de 1 și 2 până la minus 1 la puterea 1 plus 2 ori. Suntem pe elementul 4, îi tăiem linia și coloana și am obținut 2. Și asta înseamnă minus 2. Suntem la linia 2 a primul element, asta înseamnă minus 1 la puterea 2 plus 1. Deci suntem la 2, îl tăiem pe linie și coloană și obținem 4. Adică minus 4. Delta de 2 și 2. Obținem minus 1 la puterea 2 plus 2, ori suntem la 3, ultimul element, tăiem linia și coloana, ori 3. Deci elementele lui A steluță vor fi 3, minus 2, minus 4 și 3. Iar acum, A la minus 1 va fi egal cu 1 supra-determinant de A, ori matricea adjunctă. 1 supra determinant de A, determinant de A am obținut 1, 1 supra 1 este 1, atunci vom scrie doar matricea adjunctă, 3 minus 2, minus 4 și 3. Acum va trebui să-l aflăm și pe B la minus 1. Deci matricea B este 4, 1, 5 și 1. Urmăm aceiași pași ca la A la minus 1. Vom face determinant de B. Înmulțim pe linie, pe diagonala principală, minus diagonala secundară. Și am obținut 4 minus 5 este minus 1. Este diferit de 0, rezultă că matricea B este inversabilă. Deci condiția e ca determinantul să fie diferit de 0. Îl vom face pe B transpus. Inversăm liniile cu coloanele, 4, 5, 1, 1 și vom afla elementele lui B adjunct. Deci am obținut 4, 5, 1, 1 la B transpus. Și atunci vom face delta de 1 și 1, înseamnă minus 1 la puterea 1 plus 1, suntem pe primul element, îi tăiem linia și coloana și obținem 1. De 1 și 2 înseamnă minus 1 la puterea 1 plus 2, ori suntem pe elementul 5, îl tăiem pe linie și pe coloană și obținem tot 1, dar cu minus de data aceasta. Iar acum, delta de 2 și 1 înseamnă minus 1 la puterea 2 plus 1, ori suntem pe a doua linie primul element, adică pe 1, îi tăiem linia și coloana și obținem 5. Asta înseamnă minus 5. Iar acum delta de 2 și 2, minus 1 la 2 plus 2, suntem pe ultimul element 1, îl tăiem pe linie și coloană și obținem 4. Deci elementele lui B stelat vor fi 1, minus 1, minus 5 și 4. Iar acum vom face B la minus 1, care este 1 supra determinant de B ori B stelat, adică 1 supra minus 1, pentru că determinant de B l-am obținut minus 1. Asta înseamnă că vom avea un minus în fața lui B stelat
Și asta înseamnă minus 1, 1, 5 și minus 4. Da? Iar acum va trebui să aflăm matricea X. Unde matricea X am zis că este egal cu A la minus 1 ori C ori B la minus 1. Haideți să vedem. Matricea X va fi egal cu A la minus 1, care este 3, minus 2, minus 4 și 3. Ori matricea C, care este matricea unitate de ordinul 2, ori B la minus 1. Minus 1, 1, 5 și minus 4. Deci dacă vom înmulți primele două matrici, adică matricea A la minus 1 ori matricea unitate, vom obține tot A la minus 1, pentru că este element neutru pentru înmulțire. Și vom avea de mulțit în final A la minus 1 ori B la minus 1. Vom respecta aceleași reguli la mulțire linie cu coloană. Haideți să scriem 3 ori minus 1 plus minus 2 ori 5. Apoi urmează 3 ori 1 plus minus 2 ori minus 4. A doua linie, prima coloană. Minus 4 ori minus 1 plus 3 ori 5. Și minus 4 ori 1 plus 3 ori minus 4. Și vom obține minus 3, minus 10, 3 plus 8, 4 plus 15 și minus 4, minus 12. Iar matricea X va fi egal cu minus 13, 11, 19 și minus 16.